Strada Carpați, una din locațiile care a beneficiat de un asfalt nou nouț. Însă, cu acesta au venit și problemele. Camioanele de tonaj greu trec pe aici pentru a ajunge la diferite locații din zona industrială a orașului. Problema nu ar fi faptul că acestea circulă pe aici, ci că rulează cu o viteză mare. Crăpăturile la case au început să apară, iar oamenii au devenit nemulțumiți de situația în care se află. Care este problema de pe strada carpați? Problema aia că drumurile nu sunt făcute așa cum trebuie, nu, era făcut pentru tonajul aia mare. Plus că nu avem trotuar și nu mai putem să trecem pe drum public. Ca dacă ne calcă mașina, noi suntem vinovați. Și să vie să facă drumul, să facă un trotuar ca lumea și atunci nu mai avem probleme. Și să cedeze viteza. În cauza mașinilor de tonaj greu, cum sunt casele? Apoi de-aia nici nu-i bun de vorbit. Așa tremură, puteți să veniți că eu acolo stau, să vedeți cum, arată arate perețile. Că nu este făcut drumul așa cum mi-e Că așa, ne cășa, nu, ne la, și la mijloc sunt găuri. Și când vine mașină, partea de, a stânga mașinii, chiar în la mijloc și te stropește. La scurt timp, primarul municipiului s-a deplasat la fața locului pentru a vedea care este cauza acestor nemulțumiri. Așa se pare că se adeverește uh, această ipoteză privind trepidațiile mașinilor. Deși mașinile mari, dacă merg încet, au cauciucuri mari, au un fel de și aerul și cauciucul este un fel de amortizor, dar cu toate astea, porțiunea de pe strada Carpați, că deci despre această porțiune este vorba, aici sunt case vechi. Ați văzut și dumneavoastră, ați putut constata, sunt și case și vechi și noi. Majoritatea caselor vechi nu sunt cu fundații din beton. Armat Sunt din cărămidă și cum se face acum 50-100 de ani. Problema este că acest asfalt a fost, a fost așternut pe un uh, suport care uh, suportă greutatea mașinilor până la 7,5 tone. nici de cum uh, mașini mai grele. O să luăm niște măsuri, probabil o să facem niște uh, obstacole uh, de înălțime să blocăm circulația acestor camioane de mare tonaj care, într-adevăr, poate să cauzeze aceste trepidații. Trotuar nu există pe această stradă, însă primarul ne-a spus că sunt în desfășurare o multitudine de lucrări care trebuie terminate, urmând ca și acest aspect să fie remediat în cel mai scurt timp. Asta este o problemă, ar trebui să facem trotuare și aici, dar eu consider că în acesta sunt foarte multe lucrări începute, vine, se apropie sfârșitul de an, trebuie să terminate aceste lucrări și în câțiva ani să nu se aștepte nimeni să pot să satisfac dorința tuturor regininilor. Din nefericire, aceeași problemă se află și pe strada Gurghiului, unde tirurile circulă din ce în ce mai des. Dar oamenii care ne-au înștiințat de aceste probleme nu au dorit în niciun fel să apară în fața camerelor de luat vederi pentru a-și exprima ofurile. Sperăm că atunci când mai înștiințează cineva departamentul de știri al televiziunii Daregin TV despre o problemă, să vorbească liber și în fața obiectivului.